Președintele organizației PDL Bacău, Gabriel Berca, și-a manifestat nemulțumirea ieri în fața presei față de unele hotărâri luate de Consiliul Local. El consideră că instituțiile locale nu lucrează în sprijinul cetățenilor. Totodată, Berca a reamintit motivele pentru care el și alți membri liberali au părăsit Partidul Național Liberal și au trecut în tabăra liberal-democraților. Băcăuanii au nevoie de instituții care să lucreze pentru oameni, fără discriminare. Și când discut de discriminare, mă refer și la hotărârea de Consiliul Local, pentru că problemele ale comunității locale sunt tratate prin perdele de fum. De asta am plecat și eu din Partidul Național Liberal, de asta a plecat și domnul deputat Banu, de asta au plecat un număr important de primari din acest județ.